Trăiesc în România, dar sunt invizibili pentru stat. Copiii cu alți stați biologici decât soțul mamei lor nu pot fi înregistrați în documentele de stare civilă. Așa spune codul civil. Doi copii români, dar născuți în străinătate, nu există pentru statul român pentru că în certificatele lor de naștere nu este trecut soțul mamei. Victime ale birocrației, copiii nu au acces la un medic de familie, alocații sau educație. Eu aș fi mulțumită să rămân aici, să-mi fac un rost aici, un viitor aici pentru copii, pentru că totuși e țara mea, totuși se vorbește limba mea, totuși dacă strig la cineva mă poate ajuta. O să-i spune Maria. Se teme de soțul din acte, iar acesta este strigătul ei de ajutor. Este mama a doi copii pe care îi știe doar ea și tatăl lor, cetățean sirian. Pentru statul român, cei mici nu există. S-au născut în țări arabe, iar în certificat autoritățile de acolo au trecut tatăl biologic. S-au spus că nu am cum să transcriu certificatele lor de naștere. Deci, practic, ei sunt invizibili pentru statul român. N-au medic de familie, pentru că n-au CNP. Nu îi pot înscrie la grădiniță. Băiatul are 4 ani, are dreptul la educație prin Constituție. E coșmarul Mariei de când s-a mutat cu noua familie în România. Noi am recomandat inițial să se adreseze autorităților străine pentru rectificarea certificatelor eliberate conform legii statului unde au fost înregistrate. Doctorul Nar Paciu, pentru că e caz penal. E tatăl care e al lor biologic, care i-a recunoscut. Dar funcționarii români sunt strânși cu ușa de lege. Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Am recomandat cetățenilor să se adreseze în instanță cu acțiune în tăgada paternității. Eu înțeleg că asta e legea, dar s-ar putea schimba legea asta într-un fel pentru că copiii au dreptul la identitate, indiferent de problemele părinților. Pentru avocat nu am bani. Un astfel de proces poate dura și câteva luni, iar ordonanța de urgență care ar putea simplifica aceste situații s-a blocat în Parlament. În ultimii 2 ani au fost aproape 250 de cazuri asemănătoare care au ajuns la birourile de evidență a populației.